Cerești părinți, iubiți frați, surori în Hristos Domnul, iată că a rânduit Dumnezeu că în această binecuvântată seară, seară de început de post, să punem puțin temelie unui moment, zic eu, de o întrecătură duhovnicească deosebită, și anume un cuvânt de folos al părintelui Nicolae Tănase, rostit în biserica noastră. Cu ocazia acestui moment de bucurie, prilejuit de împlinirea 4 ani de la înființarea Asociației Tradiția Românească. Observăm că Tradiția Românească a început să prindă rădăcini și în biserica noastră. Și ne bucurăm. Am fost gazdele concertelor susținute de Asociația aceasta. Sigur, ne-am simțit onorați și faptul că în continuare Părintele Vladimir s-a gândit ca să provoace o asemenea mișcare, o asemenea angajare, că nu greșesc când spun acest lucru, văd că s-a mobilizat cu multe forțe. Ne bucurăm, pentru că data spun că suntem gazdele unui asemenea eveniment. Să rânduiască Bunul Dumnezeu ca și pe mai departe să fim gazde și chiar să ne împletim activitățile. Sigur, deci desfășoară activitatea muzicală la biserica noastră și anume repetițiile de la demisol. Este un spațiu propice pentru așa ceva și pentru repetiții pe lângă alte activități. Și acum ne-am mutat un etaj mai sus în biserică pentru că locul cuvântului duhovnicesc, cuvântului zilitor, este în biserică, în casa lui Dumnezeu. În seara aceasta, Părintele a invitat pe un oaspete de seamă, sigur care are multă experiență pastorală, experiență cu credincioșii, așa cum și tema discuției din seara aceasta este tocmai aceasta, rolul credincioșilor în viața bisericii. Și rugăm pe Părintele Nicolae Tănase să ne împărtășească experiența sa și, sigur, lucruri pe care le putem lua în considerare și le putem aplica și noi, la modul concret, în viața bisericii, spre slavă la Dumnezeu și spre mulțumirea credincioșilor pe care îi păstorim. Părinte Nicolae, vă mulțumim pentru astăzi invitației Părintelui și vă rugăm să ne duceți cuvânt de folos.